Vă salut, dragi prieteni. Nu știu pe unde sunteți, nu știu cu ce vă ocupați. Desigur că trebuie să ne preocupe și această viață, trebuie să ne câștigăm existența. Dar în timpul acesta, când avem doleanța de a ne dezvolta cariera, de a fi cineva în viață, iată că s-ar putea să nu mai avem prea mult timp la dispoziție și cred că trebuie să strângem comori în cer și nu pe pământ. Ceea ce s-a întâmplat aseară, dragi prieteni, din punctul meu de vedere, și nu doar din punctul meu de vedere, asta a declarat și presa, a fost un moment istoric. Și când vorbim de un moment istoric, întotdeauna vorbim de un moment profetic. Pentru că ceea ce s-a întâmplat aseară are legătură cu ceea ce spune în Apocalipsa 17 cu 13. Și toți au același gând și dau fiare puterea și stăpânirea lor. Papa Francisc este foarte ocupat, dragi prieteni, de cum observăm, iar sistemul anticrist este atât de puternic și se mișcă atât de repede, încât, iată, dacă nu ați crezut într-o religie mondială, într-o unitate, într-o pace care vine sub forma binelui comun, prin darea decretului duminical, semnul fiarei, iată, dragi prieteni, că aseară a fost un moment istoric și puternic încât să conștientizăm că lumea a intrat în faza finală a istoriei. Ora, i lider religios. And now the religious leaders will light the candelabra of its, and the young people will represent the peoples of the world, and by the president of the republic they will light the candelabra, which is a symbol. Din punctul meu de vedere, acum se salvează ce se mai poate salva. Acum este timpul pentru poporul lui Dumnezeu să se trezească. Întrebarea mea este, cu durere, ce ar mai trebui să fie ca să trezească poporul lui Dumnezeu? Oamenii, poporul, în ciuda acestor lucruri, încă este relaxat. Dar, dragi prieteni, Satana este foarte șiret. El ne ține într-un somn adânc și după ce toate aceste lucruri se vor întâmpla, atunci când harul se va retrage, ne va lăsa și pe noi și ne va trezi el. Iar marea mea dorință, cred că este cea mai mare bucurie să văd că poporul lui Dumnezeu înțelege evenimentele acestea, că poporul lui Dumnezeu se ridică pentru a proclama solia celui de-al treilea înger în vremuri ca acestea. Oamenii nu știu ce se întâmplă. Noi avem o datorie față de acești oameni, față de adevăr, pentru a proclama solia îngerului al treilea. Evenimentele se vor desfășura cu rapiditate uimitoare. Practic, din momentul în care toți au același gând, dau fiare și stăpânirea lor, da, puterea și stăpânirea lor, putem observa sau putem aștepta ca o lege duminicală, semnul fiarei, să fie proclamată în America. În momentul când tu crezi că mai există timp, în momentul când tu crezi că evenimentele acestea vor fi undeva un pic mai încolo, se întâmplă în fața ochilor voștri. Noi vedem că a fost unirea religiilor, aseară au semnat fiecare pentru pace și prosperitate. Vedem că toate lucrurile acestea se întâmplă în fața ochilor noștri. Întrebarea este, ce ar trebui să se mai întâmple pentru ca poporul lui Dumnezeu să se trezească? Amintiți-vă un lucru. De fapt, vi-l amintesc eu. Dacă ar fi cu putință, citez, da? Chiar și pe cei aleși să înșele. A venit timpul când, dacă nu te vei trezi, harul se va retrage
și s-ar putea să nu mai ai nicio șansă. Din 2015, lumea a intrat în ultima sută de metri. A surprising announcement today from Pope Francis, who continues to make waves with his stances on hot-button issues ahead of his historic visit to the U.S. to take over Central Park, but this Pope, he's not like any other. 2015 should mark history. It's an important moment for Pope Francis and the world. The global goals. A 15-year plan. For everyone. Everywhere. With no one left behind. With everyone equal before the law. We're all countries and we their people. Work together. In partnerships of all kinds. Iar din 2020, lumea a intrat în faza finală. În 2015, când Papa s-a dus în America și a prezentat agenda sa, Laudato Si, semnul care are înțepătura morții ca soluție pentru binele comun la nivel mondial, semnul fiarei, legea duminicală. Deci, în acel moment, agenda sa a făcut în conjurul lumii, deci a fost dusă în întreaga lume, decret al fetița respectivă, activistă Greta. Come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. He supports the school strike, the big school strike that is happening on May 24th, which also happened to be on the anniversary of Laudato Si. We are facing the biggest crisis humanity has ever faced. If your house is on fire, you don't sit down and talk. I want people to panic. Leonardo DiCaprio și mulți alții care au vorbit despre asta. Tonight the world is watching. We have gathered here tonight to commit ourselves to these global goals to build a future in which year after year we've all been coming here to see that the world is not such a bad place after all. That there will always be a place and time where we, people from all over the world, with different cultures and religions, can all come together peacefully. Vedetele de la Hollywood, iar în 2015, iată că numai până în 2017, nu după foarte mult timp, s-a întâmplat un alt eveniment profetic, și anume moartea protestantismului. No protest. How can there be a Protestant church? Maybe we now we're all Catholics again. The protest is over. This date on your calendar, this year, October the 24th through the 26th in Kansas City. The most important event. The protest is over. Iar după moartea protestantismului urmează, dragi prieteni, conform cu profeția, decretul duminical, semnul fiarei care vine sub forma binelui comun la nivel mondial pentru lume care se află aparent într-o mare criză, în contextul pandemiei, în contextul economiei și în multe alte contexte. More forward together as one in a renewed spirit of fraternity and solidarity. Cooperating generously for the common good. Do we really want to live without a Sunday, without a day where we don't work? Many workers nowadays don't have a choice, with all the consequences for their families and their private life at large. Uni Europa, the European Services Workers Union,
demands of the new European Parliament and the new European Commission to make a difference, to have legislation that people do not need to work on Sundays. Get involved. Send in your video messages and your picture messages. Let's keep Sundays special for all of us. Care va face, care vor face ca lumea să primească un semn pe mână sau pe frunte în noua ordine mondială pentru a mai putea supraviețui. Pentru că Papa a făcut clar mesajul aseară. Singur nu te vei putea salva. Doar dacă ești cu noi, împreună cu noi. Doar dacă vom fi împreună. Doar dacă vom fi uniți. Uniți pentru ce? Pentru cine? Pentru Dumnezeu? Nu, dar pentru cine? Pentru ce această unitate? Pe cine îl are în centru această unitate? Dragi prieteni, Apocalipsa este clară. Astea sunt solile Domnului Iisus Hristos, nu sunt ale mele. Și spune așa, că Balaurul va da putere, toată puterea fiarei, pentru ca fiara să facă ca toată lumea să se închine Balaurului. Iar conform cu Apocalipsa 12, Balaurul este Satana. Iar fiara, conform cu Biblia, da, cu profețiile Domnului Iisus, nu sunt ale mele, este Biserica Romano-Catolică. Aici nu vorbim despre liderii, despre membrii sinceri care nu știu ce se întâmplă în culisele acestei puteri, ci vorbim despre cei care fac anumite lucruri pe ascuns, care pozează în fața lumii sub o altă mască, iar de fapt în spate să fie ceea ce spune că toată lumea se va închina Balaurului prin fiară. Dragi prieteni, sunt multe de spus. Aș putea să stau aici o săptămână să vorbesc cu voi. Aș putea să vă spun multe lucruri, dar vreau ca să fiu concis, să vă spun câteva lucruri doar. Domnul Iisus a spus că sfârșitul va fi ca în timpul lui Noe, dragi prieteni. Trei aspecte extrem de importante, cruciale, pe care trebuie să le avem în vedere cu ceea ce s-a întâmplat în timpul lui Noe. Cred că ar trebui, ca o mică paranteză, ar trebui să recitim istoria lui Noe, pentru că Domnul Iisus a spus că sfârșitul va fi ca în timpul său. Deci trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat în timpul său. Și vedem că lucrurile care s-au întâmplat în timpul lui Noe se repetă în timpul nostru. Conform cu Biblia, deci dacă Domnul Iisus a spus că sfârșitul va fi ca în timpul lui Noe, primul aspect foarte important este acela că Harul s-a închis cu 7 zile înainte de a veni potopul. Este posibil ca la darea decretului duminical, cu puțin timp înainte, să se închide Harul, sau este posibil ca Harul să se închidă atunci când Domnul va rosti cuvintele cine este drept să fie mai departe drept și cine este nedrept să fie și mai departe nedrept. Dragi prieteni, un al doilea aspect foarte important a fost acela că foarte puțini au fost salvați. Și anume, Noe și familia, 8 persoane. Iar Biblia ne spune că în timpul sfârșitului foarte puțini vor fi salvați. Și anume, doar o rămășiță. Teribil. O rămășiță. Ce reprezintă o rămășiță în comparație cu miliardele de oameni? Și un alt aspect foarte important este că aproape întreaga lume va fi înșelată. Iar Biblia în Apocalipsa 13:4 ne spune că Balaurul a dat toată puterea fiarei. Ca lumea să se închină fiarei și lumea să se mira după fiară și înșela pe toți locuitorii pământului. Dragi prieteni, cuvintele acestea, și ca să întărească cuvintele acestea, citesc textul din Apocalipsa 17:13 și toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. With Noah, sign of the olive branch still, a huge symbol in today's world, uniting us through all the generations of the past who have sought peace.
Cuvintele acestea s-au împlinit aseară, dragi prieteni, fie că acceptați sau nu, poate că doar într-o anumită măsură, dar s-au împlinit toți, da, cu foițe, cu pixul, cu aprinderea, da, fiecare venea cu focul respectiv și aprindea lumânarea ca să fie pentru totdeauna un legământ, o pace și să fim frați sub o nouă religie mondială. Deci iată, dragi prieteni, că lucrurile acestea se întâmplă în fața ochilor noștri. Și ceea ce, ca să mă reîntorc la ceea ce am vrut să spun, că în timpul lui Noe, deși oamenii priveau acele evenimente foarte ciudate, și anume, animalele mergeau singure în corabie. Lăsând faptul că ei râdeau de Noe, ei îl acuzau ca fiind un alarmist, îl acuzau ca fiind un răzvrătit, un om care deranjează liniștea. Iată, dragi prieteni, că ei nu au mai văzut, din cauza inimilor lor împietrite, ceea ce contează. Și ceea ce a contat pentru ei a fost barca, corabia. Corabia. Corabia aducea viața omului sau o menținea. Iar ei au refuzat să trăiască. Aceea a fost avertizarea solemnă pentru timpul lui Noe. Avertizarea solemnă pentru timpul nostru reprezintă cele trei solii îngerești în Apocalipsa, de la 6, da, până la 12. Și în timpul acesta, când evenimentele la nivel mondial se împlinesc în fața ochilor noștri, când corabia s-a ridicat, animalele intră în corabie una după alta, noi dormim și nu facem nimic. Nici pentru noi, nici nu lăsăm pe alții să vorbească. Îi catalogăm ca fiind alarmiști. Deranjează, nu e corect din punct de vedere politic. Stai un pic, că nu e acum, e un pic mai încolo, mai târziu. Dragi prieteni, vreți să credeți, vreți să acceptați, vreți să nu acceptați, lumea a intrat în faza finală a istoriei. Nu vreau să fiu un alarmist, dar putem vedea oricând o lege duminicală în America, odată cu ceea ce s-a întâmplat aseară cu liderii religioși. Împreună cu Papa Francisc, care este liderul suprem, spiritual, care va fi cel mai înălțat și care va conduce lumea în acest, sau mai bine spus, în acest sistem anticrist, în ultima împărăție anticristului, noua ordine mondială. Iar în noua ordine mondială, dragi prieteni, lucrurile abia acum încep să se contureze sau timpul strâmtorării abia a început. Nu vreau să panichez pe nimeni, nu vreau să nărui speranțele cuiva, dar dragi prieteni, mesajele acestea sunt mesaje nu ca să ne speriem, nu ca să fim alarmiști, ci aceste mesaje sunt pentru pregătirea noastră. Aceste mesaje sunt lăsate în Scriptură ca noi să învățăm, să acceptăm și să spunem și celui de lângă noi, pentru că iubirea față de aproapele, dragi prieteni, constă în lucrul acesta, când îl salvezi de la moarte. Cred că asta este cel mai nobil lucru de pe fața pământului. Cel mai frumos lucru când salvezi pe cineva de la moarte. Iar noi cred că mai avem dorința aceasta de a salva oameni. Nu cred că ar trebui să ne mulțumim doar cu gândul că lasă că o să fiu salvat și nu mai contează vecinul, vecina. Drag prieten, eu cred că Dumnezeu ne va trage la răspundere și ne va întreba: vecina ta a știut? Vecinul tău a știut? Lucrurile se întâmplă în fața ochilor noștri, profeția se împlinește, este declarat un moment istoric, din punctul meu de vedere, adventiștii de ziua a șaptea poporului Dumnezeu, încă
mai așteaptă să se mai vadă un eveniment istoric pentru ca să-i trezească în timp ce evenimentul istoric s-a întâmplat în fața ochilor lor. Dar, dragi prieteni, cum spuneam, Satana vrea să dormim. Satana vrea să dormim până când nu mai putem face nimic cu viața noastră. Până când Domnul Iisus va spune, s-a sfârșit. Iar noi rupem inima lui Dumnezeu cu atitudinea noastră. Trebuie să lăsăm ziua de ieri. Trebuie să uităm ce am făcut până ieri. Trebuie să ne punem pe genunchi, să ne pregătim și să strălucim pentru Domnul. Acum este timp când poporul lui Dumnezeu trebuie să se trezească. Acum este timp când poporul lui Dumnezeu trebuie să vestească solia celui de-al treilea înger. Dragi prieteni, oare ce ar trebui să se mai întâmple ca poporul lui Dumnezeu să se trezească? Oare se va trezi? În timp ce tu probabil vezi în fața ta un alarmist, vreau să spun că sunt foarte mulți care se botează. În timp ce tu respingi solia aceasta, să o duci oamenilor și să o transformi în o bucurie pentru aproapele tău și chiar și pentru tine, pentru că soliile acestea îți schimbă viața. Îl au în centru pe Domnul Iisus și lucrarea sa cu poporul său în timpul sfârșitului, în timpul nostru. În timpul acesta, când tu consideri că nu ar trebui să spunem aceste lucruri, profeția se împlinește. Oameni se botează și ceea ce este mai trist este că dacă tu dormi, s-ar putea ca altcineva să-ți ia locul. Ce moment glorios va fi atunci când trâmbița va suna. Ce moment glorios va fi atunci când, deși poporul Dumnezeu va fi trecut prin timpul strâmtorării, pentru că mulți spun că biserica va fi răpită și aceștia vor avea o surpriză, dragi prieteni. Vreau să vă spun că acum, nu o spun ca o mândrie, să nu se înțeleagă lucrul acesta, dar o spun pentru dragostea față de adevăr, ca Ilie. Cum să vedem Dumnezeul vostru care este adevărat? Să vedem care credință a fost adevărată. Cea care răpea biserica cu 7 ani de strâmtorare înaintea necazului, cea care nu contează legea lui Dumnezeu, cea care nu mai contează sabatul, nu mai contează aproape nimic. Doar iubire și atât. Adică iubirea asta care vine sub forma binelui comun, o iubire falsă, o pace falsă, ceea ce spune Biblia că se va întâmpla. Satana va înșela aproape întreaga lume, dragi prieteni. Este timpul să ne pregătim pentru că a început Apocalipsa. Vrem să credem, nu vrem să credem, dar am intrat în timpul cercetării noastre, când se salvează ce se mai poate salva, când poporul Dumnezeu trebuie să se trezească, când poporul Dumnezeu sau cei care vorbesc adevărul să nu mai fie considerați alarmiști. Nu mai contează! Predică, 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 chiar dacă vei fi considerat alarmist, că viața ta nu este schimbată, că deranjezi, că nu este corect din punct de vedere politic. Orice ai face, nu uita că oamenii înverșunați și împietriți nu vor vedea nimic bun în tine. Dar Dumnezeu cunoaște inima ta și asta este tot ceea ce contează. Dumnezeu și tu și familia ta. Dragi prieteni, sper că ce s-a întâmplat aseară ne va pune pe gânduri. Sper că vom înțelege în sfârșit că trăim timpul sfârșitului și că trebuie să ne pregătim. Atât spiritual, cât și la nivel de psihic. Pentru că vrem, nu vrem, după cum observăm,
trebuie să ne confruntăm cu evenimentele finale. Intrăm în faza finală a istoriei, când va trebui să facem față tuturor presiunilor din partea liderilor politici, religioși, vecinilor și așa mai departe. Va fi un timp foarte dureros pentru poporul lui Dumnezeu. Știm că Satana va face un ultim gest disperat și va încerca să persecute poporul Dumnezeu prin toți aceștia, da? Lideri politici, religioși și întreaga lume, în lupta de la Armagedon. Dar știu un singur lucru, că este scris în Biblie. Rămășița va triumfa. Rămășița va fi victorioasă. Indiferent de abuzul psihologic prin persecuție pe care îl va face Satana, credința noastră va fi de neîncletit, iar noi, conform cu Apocalipsa 15:2, vom sta pe o mare, da, de sticlă cu alăutele în mână și vom cânta și vom fi biruitorii fiarei ai semnului ei și ai icoanei ei. Așa să ne ajute Dumnezeu să fim tari, să ne pregătim, pentru că Domnul Iisus este gata să vină. Dacă viața ta se schimbă, dacă viața mea se schimbă și dacă proclamăm solia celui de-al treilea înger, Domnul Iisus vine și mai curând. După cum spuneam, ne putem aștepta oricând la o lege duminicală de acum. Nu știu dacă dacă se va mai organiza la Vatican o altă, nu știu, unire între liderii religioși, dar eu cred că liderii religioși stau o singură dată la masa Vaticanului, pentru că până anul acesta au stat în fiecare an. Așa că, drag prieten, este timpul pregătirii. Iisus vine curând. Trebuie să ne pregătim, trebuie să spunem oamenilor. Cei care nu conștientizează ceea ce se întâmplă, îmi pare rău pentru ei. Sper ca Dumnezeu să trezească poporul și să ne pregătim să trecem prin evenimentele teribile care vor veni foarte curând. Trebuie să fim realiști că lucrurile au scăpat de sub control, iar noi trebuie să ne bucurăm pentru că Iisus vine. Asta trebuie să fie cea mai mare bucurie a noastră, fraților. Iisus vine! Iisus vine! Noi trebuie să ne bucurăm pentru că Iisus vine! Da! O să fie o persecuție! Mulți vor fi persecutați. Apocalipsa 14:14 la 13, vedem acolo că mulți își spală hainele în sângele mielului. Da! Se vor întâmpla aceste lucruri. Dar bucuria noastră... Dragi prieteni, Iisus vine curând. Pregătiți-vă. Și nu uitați că Dumnezeu vă iubește și nu mai contează ziua de ieri. Contează ce faci astăzi. Și astăzi să fie și mâine, și poi mâine, și până va veni Domnul Iisus Hristos. Trebuie să ne pregătim. Cerul este aproape. O zi binecuvântată și să ne vedem, dacă nu aici pe pământ, în Împărăția lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. La revedere! Ora, i lider religios... And now the religious leaders will light the candelabra of it's, and the young people will represent the peoples of the world and by the President of the Republic. They will light the candelabra, which is a symbol of the appeal for peace.